Dar vrem să lucrăm cu cei care, în primul rând, împreună, alături de noi, dacă va fi nevoie, vor face drumuri, vor continua programul Prima Casă, vom continua să majorăm salariile, pensiile, să facem reforma în educație, să aducem beneficii suplimentare, tot ceea ce înseamnă corpului medical și să investim, să investim și să investim în țară. Fiindcă numai așa o să reușim să recuperăm din toate întârzierile în infrastructură sau în general în dezvoltare. Și asta este important. De ce în timpul orilor de muncă de ce stau la întâlniri? Domnișoare, haideți să ne lăsați pe noi să vorbim cu electorat. Asta este întâlnire electorată. După asta puteți să dați întrebări. Există și un anumit respect și o anumită etică. Noi v-am invitat frumos, aveți toată libertatea, dar aici este o discuție cu colegii, cu electoratul. Asta înseamnă campanie. În felul cum faceți, ne intimidați pe noi și deranjați o întâlnire electorală. De aceea, după, puteți să vă adresați. Stau pacienți în hol și așteaptă. După puteți să ne întrebați. Noi să-i primim. Pacienții nu se plece acasă. Noi să-i primim medici cu toți pacienții. 20 de minute.